Bun găsit, stimați telespectatori. Continuăm dezbaterile noastre pe marginea rezultatelor campaniei electorale. Am chemat doi oameni care au ce să vă spună, cu notorietate mare, dar care se află în momentul ăsta în posturi diferite. Oricum le spun bun venit, domnul Gheorghe Funar, care bine v-a regăsit. Este încă senator PRM, nu? Da, încă vreo 10 zile. Încă vreo 10 zile. Și proaspătul deputat al Partidului Democrat Liberal, domnul Silviu Prigoană. Bun venit, bine domnul Prigoană. Bine v-am regăsit și să vă mulțumesc public dumneavoastră. Mulțumesc. Și presei, pentru că nu ajungeam să am calitatea de deputat al României dacă nu erați dumneavoastră presa. Vă mulțumim mult. Și în numele colegilor, de la OTV, mult special. Și de la OTV. Accesiunea mea a plecat de la OTV. Așa este. Mă rog, am început cu Și va continua tot aici. Și va continua tot aici, pentru că proiectele legislative care o să discutăm și... Păi asta chiar vreau să vă întreb. Deci da. Trecem la vot obligatoriu, că ați fost dumneavoastră cu domnul obligatoriu să trecem la vot obligatoriu și dacă se poate în două tururi de scrutin să alegem orice, pentru că s-a demonstrat acum că oameni care au nicio treabă cu populația din zonă, pe care populația nu i-au vrut, au intrat în Parlamentul României, pămoriși care distribuirii. Oameni de pe locul 3 și 4 au intrat în Parlament și oameni de pe locul 2 n-au intrat în Parlament. Exact. Și chiar câștigători de colegi. Și de pe locul 1. Majoritatea câștigătorilor de colegi. Avea 48%, dar n-a intrat, că exact. A zis calculul matematic că intră locul 3. Domnul Prigoană, tocmai asta este tema noastră. Deci sunt foarte supărat pe tema asta. A fost sau nu a fost un uninominal? Pentru că, exceptând cei 74... A fost uninominal pentru cei 74. Că a obținut 50%. Exact. Acolo deci a fost din 460 sau cât sunt parlamentari. Exact. Deci unii nominalul s-a redus la ăștia care au reușit să și facă 50%. Și nu e corect așa, nu așa și ador populația României. Categoric. Ei au dorit altceva. Este un nonsens să vină în Parlament, nu ăla care a câștigat colegiul, deci care a întrunit voturile. Eu bănuiesc Partidul Național Liberal care a făcut... Îi bănuiesc, n-am dovada clară. Deocamdată s-ar putea să scoatem legea care a trecut prin asumare. Da, și-a asumat răspunderea, dar a fost o șmecherică care cred că a scăpat parlamentarilor. Eu cred că au fost mai multe care au scăpat, deci vreau să vă nu spun dat seama că atunci. În majoritatea cazurilor PNL-ul a avut oamenii plasați pe locul 3 și la redistribuire au ajuns în Parlament. Și aici, o să citesc de la premierul Tăriceanu, care nu știu cum i s-au descoperit alea ultimele 17 voturi de care erau mai avea lipite nevoie. Erau pe urnă. N-au scuturat da, urna bine. Și Bogdan Olteanu și... Deci o armată în sectorul 1, în colegiul ăla de acolo din sectorul 1, acolo a fost ceva absolut stupefiant, pentru că toți ai PDL-ului au câștigat colegiile, deci este clar că dorința populației din colegiu a fost să fie niște reprezentanți ai PDL și până la urmă de acolo au plecat liberali. Deci au un singur deputat dintr-un sector în care toate colegiile le-a câștigat PDL-ul. Da, adică da. Majoritare erau la vot. E aberant. Pentru că n-au trecut pragul. Dacă permiteți, punctul pe ei. Singurul partid care a fost împotriva acestei legi foarte proaste, cred că o lege mai proastă n-a ieșit din Parlamentul României. A fost și PDL-ul, a zis că e împotriva. 18 ani. PRM-ul a spus din prima. Noi PRM-ul ne-am opus împotriva uninominalului. La această lege ne-am opus, am votat împotriva ei în Parlament. S-a ajuns la niște lucruri ciudate. Suntem de râsul lumii, deci pe fond, însă viața a confirmat că am avut dreptate noi cei de la Partidul România Mare și acum toate partidele sunt nemulțumite de faptul că au avut candidați situați pe locul 1 sau 2 și cei care au câștigat alegerile în colegiu au rămas acasă și cei care le-au pierdut în colegiu au ajuns parlamentari. Vă întrerup numai o secundă, că știți ce înseamnă asta? Asta înseamnă că minoritatea de votanți a bătut majoritatea. Da, deci se încalcă, bravo. Deci se încalcă legea de bază a democrației. Aveți perfectă dreptate. Dar v-ați gândit la chestia asta? Majoritatea se supune minorității. Păi da, asta este invers. Este, domnule, sunt țara democratică după 20 de ani. Domnul Alexandru, cu vreo lună de zile am avut și o emisiune împreună cu dumneavoastră, foarte plăcută aici, la Cafeneaua Politică, spuneam că la aceste alegeri cetățenii merg și votează, cei care câștigă alegerile rămân acasă, cei care le pierd intră în Parlament și va fi o loterie parlamentară. Așa e și asta a fost. Numai că vă spun ceva, n-a fost chiar loterie, pentru că teoria mea, spunea și domnul Prigoană, deci eu vă spun că ce circulă? Circulă că acest sistem pe care foarte puțină lume l-a înțeles, ar fi gândit de un matematician de geniu, se spune că e chiar unul cu vederi de stânga, și care a generat culoare libere dinainte știute. Aduceți-vă aminte, că eu începusem să vă spun înainte să intrăm în emisiune, aduceți-vă aminte ce s-a întâmplat în ultimul moment al anunțării candidaturilor și colegilor.
Păi domnul Tăricianu, țineți minte că era în Colegiul 1? Da, era în București. Păi s-a schimbat peste noapte, scurt, s-a mutat de acolo în altă parte. Au mai fost câteva cazuri, nu mai dau nume, dar au fost cazuri tot în ultima secundă, mutat de la Botoșan în sectorul 4, da? Deci mutat dintr-un sector în altul, ăștia au fost oameni care au știut despre ce e vorba. Deci s-au dus pe lucruri, deci au existat, știți că toată lumea spunea colegiul eligibil și noi râdeam, spunea, hai Dumnezeu, să fim serioși, e unii nominat, ce înseamnă eligibil, neeligibil, totul e deschis, nu e adevărat. S-a dovedit că erau desemnate și desenate colegii eligibile cu destinație care au generat un joc de culise care nu poate fi contestat. N-a fost numai loterie. Aveți dreptate că au fost și asemenea lucrători, dar s-a ajuns la niște situații ciudate. De pildă, în județul Cluj, din 14 mandate de deputat și senator, 6 au ajuns să fie prin redistribuire. Respectiv, 2 deputați de pe locul 2 au ajuns, 2 candidați pe locul 2 au ajuns deputați, 1 de pe locul 3 a ajuns și el senator, iar doi udemeriști de pe locul 1, de pe locul 3 și altul de pe locul 4 au ajuns să-i reprezinte pe moți în Parlamentul României. Asta e râsul lung. Este de râsul lung. Plâns chiar. În colegiile 9 și 10 din județul Cluj sunt doi udemeriști, unul care este acum deputat, Mate Andraș, și a intrat Palfi Zoltan, care nu știu dacă a reușit să încheie liceul, aici erau niște dubii în privința bacalaureatului, și ăștia doi vor reprezenta pe moți acum. Cum ajung moții la ei, dacă știu eventual ungurește, că altfel nu vor vorbi cu ei cei doi udemeriști în limba română, și cum vor fi reprezentați? Dar știți că mai e cel, recordul absolut îl bate domnul Cato ăla, sau cum îl cheamă? Da, cu vreo 34 de voturi. 34 de voturi. Și mai e udemerista de la Brașov, care are numai 1000 de voturi. Și e parlamentar. Dacă vă amintiți, pe această temă, noi, PRM-ul, am sesizat Curtea Constituțională și am arătat că nu este un vot reprezentativ și nu se asigură egalitatea. Asta e prima concluzie. Reprezentativitatea e serios pusă sub semnul întrebării. E aiurea toată legea asta. După părerea mea, așa cum discutam și cu domnul Prigoană, trebuie amendată rapid să se introducă obligativitatea participării la vot și în condițiile... E obligatoriu pentru că are proiect, deci e promis proiectul. Eu nu iau politic, eu iau ecologic. Păi noi te-ai încopaci să facem buletine de vot ca cetățeanul să-și exprime liber opțiunea și le bate jos de copacul respectiv 700 de mii anulate. Și noi vom face un felul următor: cine nu se prezintă la vot va plăti 100 de euro ca să plantăm alt copac. Se pare corect. Și banii vor pleca la fondul de mediu. Super deșteaptă. Ai, nu vrei corect. Să vii? Ok, e dreptul. Dai 100 de euro. Frumos, un salariu. Super deșteaptă. 3 milioane jumate, dai bonusul frumos. Super deșteaptă. Și atunci în 4 ani ai lucrat o lună pentru împădurirea României. Bravo. Pentru că ne-am tăiat copacul. Bravo. Și s-ai bătut joc de copacul ăla, dar nu-i păcat de copacul ăla, domnul Horia Alexandrescu. Păi, eu zic că trebuie obligatoriu să introducem vot obligatoriu. Și eu sunt de acord cu asta. Pentru că nu sunt cetățenii reprezentați în momentul de față în Parlament. Da. Deci, în afară de 74 de deputați și senatori care au ieșit cu 51%, restul... cetățenii în sectorul 1, de exemplu, dau un exemplu, nu l-au dorit pe locul 3. Bineînțeles. Și s-a demonstrat clar la votul popular, păi ăla mic, că nu l-a dorit. Ăla, respins, ăla îi reprezintă pe cetățenii respectivi. Exact. Iar e în regulă. Și aici Morișca asta trebuie amendată. Dacă considerăm, Parlamentul României, dacă consideră că e strâmbă legea, o îndreptăm. Nici o problemă. Votul nominal e bun. Toată lumea spune că și trebuie îndreptată povestea asta cu Morișca. Vedeți în două tururi? În două tururi e cel mai bun. Dar în ipoteza în care nu se introduce rapid votul acesta obligatoriu, există riscul ca la alegerile europarlamentare din iunie 2009, după părerea mea, să se prezinte cel mult 20% din români la vot. Eu vreau ca până la europarlamentare să facă obligatoriu. La introducerea ce au americanii, votul electronic, ăștia votau de două luni înainte. Votul electronic e o chestie... Putem introduce votul electronic, dar e mai bine deocamdată să facem un exercițiu. De exemplu, avem două votări anul viitor. Nu, asta n-ar exclude una pe alta. Nu, avem două votări. Deci la vot obligatoriu dăm și vot electronic, pentru că toată lumea care a plecat din București, că asta a fost altă golănie cu plasarea zilei alegerilor înainte de 1 decembrie. Schimbă, în ziua va fi marți. Păi vedeți, ziua de votare tot ca în America, bineînțeles. Nu luni, că nu se întoarce lumea prima zi, nu crește nici iarba, știți povestele. Atunci votăm marți și orice angajator are obligația să dea 4 ore libere plătite pentru a să exercita dreptul la vot. Eu vă rog să susțineți propunerea legislativă, este înregistrată de vreo luni de zile, cu ziua de marți. Marți trebuie să votăm. Am mai spus-o și nu are rost să